Regăsit, doamnelor și domnilor, la Vremea Întrebărilor, o nouă emisiune în direct. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și sperăm ca pe parcursul acestei emisiuni să ne scrieți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300. Puteți folosi și adresa de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Invitatul meu din această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius. Bine te-am regăsit, Florin. Ce ai făcut în toată această perioadă de timp? Am citit, am mai muncit uneori. Știi că cititul tău pe noi ne ajută în emisiune, așa că sperăm sperăm să ne folosim de informațiile pe care tu ni le oferi pentru a înțelege cât mai bine Biblia. Și pentru că tot vorbim de Biblie, am primit multe întrebări în această perioadă de timp, așa că încep cu prima dintre ele. Vă rog să mă lămuriți unde s-a arătat Iisus ucenicilor după înviere, și sunt date două variante, la Ierusalim, și ne este dată o trimitere din Luca 24, nu voi mai citi versetele, voi face tu trimitere la ele, sau în Galileea. Și aici avem trei texte biblice din Evanghelia după Matei. Da, le-am citit, în ambele locuri s-au întâlnit. Dacă ne ducem la Ierusalim, chiar se spune că erau ascunși de frica iudeilor, și la un moment dat erau cei 11 fără Iuda și Iisus a apărut în mijlocul lor. Dar i-a și anunțat să meargă în Galileea, acolo unde se întâlneau iarăși cu cei 11 și apoi și cu alții. Mai târziu Pavel spune în Corinteni că Iisus a arătat și la cei 500 de oameni. Deci nu vorbim de un conflict între Luca și Matei aici, vorbim de o, mai degrabă, o completare sau complementaritate. În ambele locuri s-a întâlnit Iisus cu apostolii, și în Ierusalim, dar și în Galileea. Doamnelor și domnilor, ne puteți urmări, suntem live și pe pagina de YouTube, Speranța TV, în chatul pregătit, ne puteți lăsa întrebările dumneavoastră, iar noi le adresăm pastorului Marius Mitrache. Marius, o altă întrebare, de ce uneori autorii biblici ai Noului Testament modifică sensul unor versete din Vechiul Testament atunci când le folosesc pe acestea? Nu am niciun exemplu concret oferit în întrebare. Nu, păi pot oferi eu, dar e o întrebare foarte profundă și ține de cumva hermeneutică, de interpretarea biblică. De regulă, noi cumva am adoptat, și este numai normal să fie așa, rigorile unei exegeze foarte serioase, în sensul că atunci când vorbim despre interpretarea unui pasaj biblic, noi mergem în special, pornim de la intenția autorului. Atunci când, de exemplu, scrie un profet, Osea, Isaia, sau ne uităm în contextul în care au scris ei, destinatarii scrierilor, problema existentă acolo, și încercăm să găsim o explicație, și apoi pe baza acelei explicații noi facem o aplicație pentru zilele noastre. Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim și anumite situații interesante. Una dintre ele este destul de controversată în creștinism, este chiar profeția care și tipologie din Isaia 7:14. Dacă ne ducem în Isaia, și chiar vreau să mergem în Isaia, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Da, aceste cuvinte sunt adresate de către Isaia regelui Ahaz. Ahaz era în conflict cu Siria și Israel, aceștia doi, Siria și Israel, erau aliați împotriva lui Iuda. Iuda cumva era tentat să se alieze cu Asiria, care era în ascensiune atunci. Dumnezeu dorește să evite această alianță cu Asiria și Isaia vine la Ahaz să-i spune: domnule, uite, îți propun o variantă, Dumnezeu îți dă un semn, alege tu ce vrei, ce semn vrei, ca o garanție că Dumnezeu va interveni și te va scăpa și de Siria și de Israel. Nu fă cu Asiria legământ. Și apoi dă acest semn: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Acum,
Cei mai mulți sunt obișnuiți că se referă la Hristos, pentru că Matei citează din Isaia. Însă, dacă ne uităm în context, clar că acest semn era pentru Ahaz. Ahaz urma să vadă un prunc născut care va prinde numele Emanuel. Acum sunt câteva aici, câteva probleme. Insist ca să ne dăm seama ce înseamnă cumva schimbarea sensului. La ce fecioară se referă? Sau fecioară, ce înseamnă? Alma din ebraică înseamnă și fecioară, înseamnă și tânără, care poate să nu fie fecioară, poate să fie soția tânără a cuiva. Acum este semnificativ faptul că în Septuaginta întâlnim cuvântul partenos, fecioară. Dar și aici este, pentru că varianta Teodoțion folosește neanias, tânără, nu mai folosește fecioară, partenos. Și aici sunt discuții. De exemplu, Ireneu de Lyon nu prea l-a înghițat pe Teodoțion, tocmai pentru că a schimbat cumva, deși Teodoțion a mers pe ideea cumva ebraică. Acum întrebarea mea este la cine se referă acest verset? Pentru că mai târziu, dacă ne uităm în Matei, întâlnim acest lucru, da? Întâlnim acest lucru. În capitolul 1, versetele 22, toate aceste lucruri, când vorbim despre nașterea lui Iisus, s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vă pune numele Emanuel. Se aplică la Iisus aici. Acum sunt mai multe variante. Vorbim de profeție, dublă profeție, și o profeție care se referă la vremea lui Isaia, în vremea lui Ahaz, și s-a referit și la Hristos. Vorbim de tipologie, adică sunt anumite situații care se întâmplă în Vechiul Testament și are loc și o împlinire atipică, sau antitipică, pardon, tipologică în Noul Testament. Și găsim mai multe exemple. Acum, aici e interesant. Mai avem, de exemplu, în Evanghelia pe Matei, atunci când spune Iisus a fost cu Maria și Iosif în Egipt, au fost în Egipt, și când au venit înapoi după moartea lui Irod, spune, au rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit prin Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Acum Matei citează din Osea 11. Dacă mergem în Osea 11, aici spune așa Dumnezeu: când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Este evident că aici este la un timp trecut și Dumnezeu se referă la eliberarea din Egipt, din sclavia Egiptului, a poporului său. Eliberare, eveniment care este pus într-o relație tipologică cu evenimentul ieșirii din Egipt al lui Hristos și al lui Iosif și a Mariei. Clar că aici nu vorbim de o profeție, ci vorbim de o tipologie. Dacă mergem pe regulile așa foarte rigide, atunci Matei citează Scriptura, dar el nu își propune să o interpreteze, doar folosește limbajul pentru a arăta spre un eveniment. De asta e foarte complicată această problemă. Asta este o explicație sau un aspect. Un al doilea aspect pe care eu merg și insist și îl cred, totuși vorbim de oameni inspirați de Dumnezeu și dacă eu n-aș avea, adică eu n-aș avea dreptul ca individ să dau explicații așa la Biblie care depășește intenția autorului. Sunt oameni care spun: domnule, odată ce textul este de sub mâna scriitorului, el devine independent și eu pot să-l interpretez cum vreau. Nu poți. Trebuie să ții cont de intenția autorului. Aceștia totuși au fost profeți și eu cred că au fost inspirați de Dumnezeu să scrie aceste lucruri și au oferit un sens, eu zic, tipologic, adică au mers pe ideea de evenimente similare, tipologice, dar n-au încercat să explice versetul, nici pe departe, dacă ne uităm cu atenție. Trebuie să spui memoria la contribuție la următoarea întrebare. Următoarea întrebare sună așa. Domnul Mitrache a pus odată o întrebare, cred că a fost retorică, și anume: cum îl priveau apostolii și ucenicii pe Iisus atunci când umblau cu el, adică în privința naturii sale, dumnealui înțelegând că îl priveau ca fiind Dumnezeu. Asta e ceea ce ai spus tu. Însă, din Faptele Apostolilor 2, cu 22 și 23, reiese altceva.
2, 22 și 23, textul spune așa: bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Iisus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care l-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și continuă mesajul: dacă îl considerau a fi Dumnezeu, atunci era ocazia potrivită pentru ei de a spune acest lucru. Nu cred că este conflict între afirmația mea, de care nu mi-amintesc, dar nu contest, pentru că eu Marius, cred. Eu cred că este un comentariu la... noi am primit, bineînțeles, primim multe întrebări. Cred că e vorba de textul din Matei 16. Da, 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 a lui Petru. Exact. Eu tu cred ești că, Hristosul, Fiul exact, Dumnezeu cel Viu. Eu cred că are legătură cu textul acesta și cu un răspuns pe care tu l-ai oferit. Da, e posibil, dar nu văd un conflict. Faptul, afirmația lui Petru din fapte, omul adevărat de Dumnezeu, nu înseamnă că ei nu acceptau natura sa divină, chiar dacă nu înțelegeau pe deplin. Dar afirmația că el este Fiul lui Dumnezeu, apoi dacă ne gândim și la mai târziu, la că și Pavel face mai târziu niște afirmații foarte interesante, sper să găsesc acum repede. Dacă nu le parafrazez textul și ne oferi ideea de bază. Da, nu am... da, mă rog, îl iau pe cel din Romanii 9:5, că cel mai... vorbind despre Iisus, spune: patriarhii din care a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Adică nu cred că există dubiu că ucenicii... Na, Pavel, într-adevăr, n-a fost martor ocular, dar... la privire Hristos ca Dumnezeu. Acolo Petru, în fapte, el vrea să se adresează unor oameni care l-au cunoscut pe Hristos doar ca om. N-au cunoscut toate detaliile. Și spune: acest om a fost adeverit de Dumnezeu prin înviere, că a fost un om neprihănit, apoi, dar în niciun caz acele cuvinte nu înseamnă că ucenicii nu credeau că el este Dumnezeu întrupat. Nici pe departe nu putem vorbi de asta. Pentru că tenta întrebării, eu așa am înțeleg, sau afirmații, că de fapt ucenicii nu au crezut despre Hristos care a fost Dumnezeu întrupat, că era doar un om. Nu, hai să fim serioși. Dacă ne uităm în Scriptură, când spune Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, da, gândirea lor despre Mesia era tributară cumva gândirii iudaice despre Mesia. Da, și pentru mulți iudei Mesia era doar un om care va deveni rege și va elibera. Însă Petru a înțeles mai mult de atât. Și când Toma îi spune lui Iisus, când a dorit să pună mâna pe rana, pe semnele răstignirii, și afirmă: Domnul meu și Dumnezeul meu, erau de față și ucenicii, toți apostolii. De ce nimeni nu a contestat, de ce nimeni nu a fost oripilat de această afirmație care ar fi depășit toate canoanele dogmatice? Nu! Nu, este o tăcere acolo. Nici Hristos nu contestă această afirmație a lui Toma, nici ceilalți apostoli, colegi. Nu spun: băi, Toma, tu totuși, cum poți să spun? Nu. De ce? Pentru că știau toți acest lucru. O altă întrebare, de data aceasta de pe pagina noastră de YouTube. Bună ziua, vă rog frumos să explicați, a fost Iisus înger pe pământ și are înger păzitor la fel ca fiecare dintre noi? Dacă a fost Iisus înger pe pământ? Înger pe pământ, da. Și a avut un înger păzitor la fel ca fiecare dintre noi? Acum nu pot să știu sigur. Iisus spune la un moment dat că dacă l-aș ruga pe Tatăl, mi-a trimite mai multe legiuni de îngeri. Este clar că găsim pasaje în care îngerii slujeau lui Hristos și în Ghetsemane au venit să-i slujească, da, găsim aceste lucruri. Acum nu știu în ce măsură, așa cum noi avem un înger păzitor, a avut și Hristos, că el era Dumnezeu întrupat, adică el avea o menire specială, comunicarea lui Hristos cu Dumnezeu era una specială. Nu pot să descriu un amănunt, dar era mai mult decât eram noi, adică nu. El nici nu pot să spun că a fost înger pe pământ, el a fost Dumnezeu întrupat.
un înger, un înger. Găsim în Vechiul Testament expresia Îngerul Domnului, care se referă la Hristos, pentru că primea închinare, primea jertfe, dar găsim și expresia doar înger, care este o categorie ontologică diferită de Îngerul Domnului, pentru că găsim aceste lucruri, dar nu găsim ideea de arhanghel în dreptul lui Mihail. Dar arhanghel înseamnă conducătorul îngerilor, nu înseamnă neapărat că ești ontologic un înger. Da. Da. Aș nuanța, adică nu aș folosi aceleași indicii ca la om. Când noi avem un înger, el era Dumnezeu întrupat. Nu știu dacă avea nevoie de un înger păzitor. Avea nevoie de un înger? Vedeam un înger, am spus, l-a slujit. Dar în Evanghelie nu găsim aceste lucruri detaliate, decât câteva. Chiar în pusea ispitirii, mă rog, îngerii îi slujeau, știi? Domnilor și domnilor, 0751400300 este numărul la care ne puteți trimite întrebările biblice pentru noi. Încercăm să le punem în discuție împreună cu invitatul nostru, e vorba de pastorul Marius Mitrache. Următoarea întrebare, tot de pe pagina noastră de YouTube, Speranța TV, Romani 6:14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Cum interpretați versetul acesta al Apostolului Pavel, care vorbește despre desființarea legilor? Nu, este greșit. Asta deja o interpretare, e o deducție. Nu. Trebuie să înțelegem foarte bine expresia ce înseamnă a fi sub lege și a fi sub har. Și la ce lege se referă. Și ar trebui să ne uităm bine în context. Dacă ne uităm încă de la începutul epistolei, Pavel vorbește despre neamuri, despre iudei, despre cei din biserică, mă rog, erau mai multe. Și apoi în capitolul 6, el vorbește despre botez, despre botezați în Hristos, ce înseamnă acest lucru, a muri față de păcat, da? Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Și aici trebuie să ne gândim, păi de unde știu eu că poftesc? De unde? Da? Că n-aș fi cunoscut dacă legea nu mi-ar fi spus 7:7. Păi da, tocmai asta, adică să ne grăbim așa că a fi sub lege, a fi sub har înseamnă că desființăm legea, că nu mai, pentru că tocmai deducția aceasta este una greșită, pentru că spune Pavel așa în Roman 3:31, deci prin credința desființăm noi legea? Nici de cum. Noi dimpotrivă, spune Pavel, noi întărim legea. Da, și de-aia spune 7, de pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a spus să nu poftești. Căci prin lege vine cunoștința păcatului. De aceea a fi sub lege nu înseamnă neapărat a fi ascultător de lege. Sau invers, da? Nu. A fi sub lege înseamnă să fii sub condamnarea legii, pe de o parte, pe de altă parte să fii sub concepția că legea în sine te mântuiește. Da, legalismul. Adică dacă cineva crede că simpla ascultarea de lege îl obligă pe Dumnezeu să te mântuiască, să te salveze, este legalism și este o jignire mare la adresa lui Dumnezeu. Îndepărtarea acestei concepții legaliste nu înseamnă că desfințăm legea. Nu, legea rămâne, dar își păstrează scopul ei definit de Dumnezeu. Adică prin lege vine cunoștința păcatului. Dumnezeu de-aia ne-a dat legea. Să ne spună unde greșim. Pentru că Ia gândiți-vă, dacă am dat legea la o parte, înseamnă că avem libertate să ucidem acum pe oameni? Că legea spune să nu ucizi. Și dacă nu facem lucrul acesta doar pentru că nu ne lasă statul, dar Dumnezeu ne-ar permite, dacă legea spune să nu furi, dar dăm legea la o parte, că nu mai e valabilă, așa cum tot văd invocat această chestiune, înseamnă că pot fura. Bine, spun unii, Hristos, n-ai cum să faci aceste lucruri. Am înțeles, dar cine spune? De unde știi? De exemplu, dacă vorbim despre minciună, cineva care este în Hristos, dacă dăm o parte legea care spune să nu minți, și cum definim minciuna? Cineva poate spune, domnule, eu în Hristos, eu îmi permit, eu pot să fac multe lucruri.
Eu așa înțeleg dragostea lui Hristos și așa înțeleg maniera în care Hristos vrea să... Și sunt multe lucruri astăzi, multe derapaje morale în societate făcute de creștini în numele dragostei creștine. Da? E o toleranță greșit definită care îngăduie păcatul. Da? Și asta e o mare problemă. Da, a fi sub har nu înseamnă să dăm la o parte legea. Eu acum înțeleg tenta și să mă iete cei care au pus această întrebare că sunt puțin poate tendențios. Însă din ce am observat și din interacțiune pe care am avut cu mai mulți oameni de-a lungul timpului, îmi dau seama că atunci când vorbesc de desfințarea legii, au o singură poruncă luată în calcul sau au avut în vedere. Porunca a patra. Ziua șapte, sabatul. Adică prin desfințarea legii ei reduc totul, domnule, sabatul nu mai e valabil. Cineva îmi spunea la un moment dat, stai domnule, sabatul rămâne valabil ca stare, când în Hristos avem o odihnă sabatică, dar nu mai păstrăm fundul, dar nu mai păstrăm forma acea zi de 24 de ore. Dacă mergem pe această teorie, atunci de ce nu aplicăm și la celelalte porunci? Și vă dau un exemplu. Porunca a șaptea. Cineva poate să comite adulter fără să iubească persoana cu care comite adulter. Am dreptate? E doar un act hormonal, fizic, atât. Nici nu are nicio implicare. Fondul rămâne, eu îmi iubesc soția. Dar forma nu contează. Dacă cineva crede că aberez, să se uite în 1 Corinteni 6, unde Pavel îi mustră pe niște creștini, atenție, corinteni, care încă mai mergeau pe la prostituatele sacre. Și el spune, nu știți că cine se unește cu o prostituată este același trup cu ea? Și cum putea un creștin să se unească cu ea? Păi, foarte simplu, mergând pe această disociere între fond și formă. Dom'le, eu îmi iubesc soția, eu nu o fac din dragoste, e doar altceva aia. Da, și asta înseamnă să disociezi cele două lucruri. Ori noi credem că a nu fi sub lege, repet, să nu fii sub condamnarea legii și să nu fii sub lege ca fiind mijloc de mântuire. Dar dacă ești sub har, nu dai la o parte legea. Legea rămâne pentru că este exprimarea, e cerința lui Dumnezeu. Este, cum spune Ecleziastul, datoria oricărui om. Și să nu uităm totuși că, deși mântuirea este prin har, judecata, spune cartea Apocalipsa, se face după fapte. O altă întrebare primită. În Luca 20, de la 34 la 36, găsesc că îngerii nu se însoară și nu se mărită, dar nu pot armoniza cu Geneza 6 cu 4, unde citesc că îngerii au avut chiar urmași. Nu citește așa. Acolo este expresia fiului lui Dumnezeu. Într-adevăr, în literatura apocrifă, când vorbeam de cartea lui Enoch, acolo se merge pe această teorie că, de fapt, în Geneza 6, unde se spune că fiul lui Dumnezeu s-a uitat spre fetele oamenilor și le-au plăcut. Și s-au unit cu ele și s-au născut acei nefilim. Mă rog, au avut urmași. Acum, mergând pe această teorie, ca așa, care dintre ele? Pe teoria că acei fii al lui Dumnezeu din Geneza 6 sunt îngeri și că ei s-au unit cu fetele oamenilor, înseamnă că acolo plasăm căderea îngerilor în Geneza 6. Sau o altă cădere a îngerilor. Ori noi ne uităm în Geneza, în capitolul 3, că acolo... Deja acolo era Satana care se folosea de șarpe ca medium, care a ispitit pe Eva, de aceea e numit în cartea Apocalipsa șarpe cel vechi, numit diavol Satana. Deja de acolo Satana era căzut, n-avea cum să cadă, adică sau merge pe ideea că era Lucifer căzut, iar îngerii ceilalți au rămas până în Geneza 6. Nu, Scriptura ne spune în cartea Apocalipsa că atunci când a fost alungat din cer Satana, o treime dintre îngeri, dintre stelele cerului, au căzut cu el. Nu întâlnim în Biblie expresia de fiul lui Dumnezeu în dreptul îngerilor. Adam a fost numit fiul lui Dumnezeu. Iisus, cât a fost pe pământ, a fost numit fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu se referă la alte ființe. Îngerii sunt numiți stelele dimineții, sunt duhuri, îngeri. Da? De aceea, în Geneza 6, nu vorbim despre îngeri, ci vorbim despre urmașii lui Enoch, lui Set, care au mers sau cumva au fost mai izolați de urmașii lui Cain.
Și acel moment a fost moment când s-a făcut această legătură și au coborât și spiritual. În niciun caz nu vorbim. De aceea, dacă ne uităm în Matei, Iisus spune foarte clar că nu se însoară, nu se mărită. Acum că sunt sexuați, asexuați, n-am revelație în această privință și nu cred că avem noi datoria să stabilim sexul îngerilor. Asta mi se pare că ar fi o luptă teologică fără sens. Cert e faptul că Iisus spune clar, la înviere, cei care vor fi înviați nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii, adică nu vor avea statut marital. Că și cei care vor fi în viață la a doua venire vor fi acel, nu știm, clar. Dar asta este ce spune Hristos și eu nu am voie să pun la îndoială, să spun, domnule, stai puțin că acolo în Geneza e altceva și păi înseamnă că Hristos se contrazice cu Biblia. În Biblie nu există conflict, nu există contradicții în Biblie, ci doar înțelegeri greșite. Din partea noastră, bineînțeles. Evident. Nici nu putea să fie altfel. Da. O întrebare, acum întrebarea aceasta a tot revenit și văd că este una preferată de mulți telespectatori sau ascultători. Deuteronom 14, versetul 26, cred că la două, maxim trei emisiuni, noi revenim. Ori tu, ori domnul pastor Valeriu Petrescu, revenim cu siguranță asupra acestui verset. Acolo se cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Boi, oi, vin, și aici întrebarea, băuturi tari, tot ce îți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Versetul ca verset, hai să citim întrebarea. Sună în felul următor, vă rog să-mi arătați cu texte biblice unde scrie că eu pot să beau și că la templu se ducea vin, alcool sau must. Ce se punea la templu ca jertfă de băutură? Alcool, vin sau must? Unde scrie că tolera Dumnezeu alcoolul sau că se putea bea, consuma alcool? Doresc un text biblic și o explicație. Cum l-ai citit? La versetul 26. Cum l-ai citit acesta? Da, da. Ideea e să îi oferi omului un răspuns printr-un text evident, clar, aici, și accesibil, aici, păcând textul e nevoie, da, de foarte multă atenție aici. Aici în Deuteronom vorbim o a doua zecime pe care omul o putea cheltui pentru el, pentru săraci, pentru și spune, domnule, când strângi toate aceste lucruri, să le strângi, mergi la templu și când cumperi aceste lucruri, vezi să nu părăsești pe levit care este în cetate, mă rog, și cu pe văduvă, orfan, străin, aceste categorii defavorizate, să le iei cu tine. Uh-huh. Ele nu au ce ai tu. Acum, aici nu vorbim de jertfă. Vorbim mai degrabă de o sărbătoare socială în special. Să fim, dacă o faci înaintea Domnului, adică recunoști că da, Domnul primești binecuvântarea. Acum, ceea ce surprinde pe foarte mulți este prezența vinului și a băuturilor tari. Acolo vinul este iain, care de regulă în limba ebraică are sens de vin alcoolizat. Mai întâlnim și această expresie iain ca vin nealcoolizat, dar de obicei este tiroș folosit. Da? Dar cum avem și limba greacă, oinos, care înseamnă vin alcoolizat de regulă, dar are și unori sensul de must, dar întâlnim un alt termen cu sensul de must. Și expresia băuturi tari, iar este foarte interesantă. Eu am mai spus cu ocazie și repet ca să înțelegem acest lucru. Expresia băuturi tari nu se referă la băuturile spirituoase, așa cum noi suntem obișnuiți. Explicație foarte simplă, nu se cunoștea procesul distilării. Uhum. Nu se știa. Acesta a apărut, din ce am mai citit, a apărut prin anul 600 în China, prin Arabia în 800, a ajuns poate din China sau, mă rog, au invitat tot ei, prin Europa prin anul 1000, deci după Hristos. Deci nu vorbim de în perioada biblică, nu vorbim de Vechiul Testament și Noul Testament, nu întâlnim spiritoase, pentru că nu exista. Expresia băuturi tari și car înseamnă mai degrabă un fel de bere. Erau vin sau o băutură din alte fructe decât bere, că vorbim de, eu știu, și din orz se făcea de multe ori, că vorbim din mere, vorbim din fructe, dar nu din struguri. Din cel din struguri era iain și din alte fructe era acest șicar.
Și era tot, noi avem cidrul, de exemplu, din mere așa, o chestie ușor, sau din, mai făceau oamenii din măceșe, făceau cu drojdie și începea să înțepe așa la limbă, deja e semnul alcoolului acela, nu știu ce procent. Dar vă dați seama că și aceste lucruri se foloseau, ei consumau aceste lucruri. Acum foarte mulți spun, doamne, stai puțin, dacă ei consumau, și în Noul Testament întâlnim că dacă nu consumau alcool, nu avem sfatul la Pavel, să nu vă destrăbălați. Și apoi se lovesc, noi de ce nu avem voie să bem? Poți să bei dacă vrei, dar la ce se folosește? Cât un păhărel. Da, este... Istoria umanității a arătat că cea mai bună variantă este abstinența totală. Dar întrebarea este, Dumnezeu le-a permis acest lucru. Dar l-a permis, dar observați că în Biblie Dumnezeu a permis anumite lucruri. A permis o bună parte a istoriei să folosească alcool, deși erau instrucțiuni să nu te îmbeți. De ce nu aveai voie să îmbete? Destrăbălarea era condamnată vehement. Și nu doar la evrei. La greci, de exemplu. Greci, citeam la un moment dat, dacă nu mă știu, Socrate sau Aristotel spunea la un moment dat, că la masă, când consumau alcool, vin, puneau o treime vin și două treimi puneau apă, doar pentru savoare. Pentru că spunea, doamne, nu este demn pentru un bărbat să se amețească. Da. Adică noi asociem de obicei aceste momente cu omul pleacă de acolo târâș, pe șapte cărări. Nu, așa ceva nu exista, da? Erau și situații. Găsim în Corinten, unde Pavel spune, domnule, vine unul la cină, unul vine flămând, altul vine beat. Domnule, așa ceva nu se poate, da? Și Pavel spune, fiți plini de Duh, nu vă destrăbălați. Acum, și aici este mai problema. Doamne, dacă în Biblie, în lumea biblică, Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri, de ce astăzi, de exemplu, Biserica Adventistă merge pe abstinență? Noi atunci când cineva intră în biserică, noi spunem, doamne, noi vorbim de abstinență aici. De ce pui o condiție pe care nu o găsești în Biblie în mod direct? Dacă ne uităm cu atenție, găsim două explicații, aș avea. În primul rând, Dumnezeu a îngăduit niște lucruri, la fel cum a îngăduit și sclavia și noi avem reglementări de la Dumnezeu, avem chiar porunci. Uite, când cineva nu are suficienți, eu știu, venit, bani, eu știu, să se vândă sclav și până își va plăti datoria. Da? E ceva inuman? Acesta e... Nu. Dom'le, ai datorie, te vin sclav și apoi după 7 ani ești eliberat. Poligamia. O vedem în Biblie permisă foarte clar de Dumnezeu și nu găsim nicio condamnare directă din partea lui Dumnezeu față de poligamie. De ce Dumnezeu a gândit-o? Pentru că vorbim de o perioadă când războaiele erau foarte dese, foarte mulți bărbați mureau de tineri, erau multe femei singure și a fost și tolerată ca o măsură, zic și socială, din partea lui Dumnezeu, astfel încât multe femei să nu piară. Dumnezeu putea face minuni, să creeze hrană pe câmp și femeia să fie, dar nu așa, Dumnezeu nu lucrează așa în felul acesta. Găsim și în Noul Testament apar astfel de elemente. Poligamia încă există atunci, sau bigamia, când Pavel spune că presbiterul sau diaconul să fie bărbatul unei singure neveste, înseamnă că erau oameni și în felul acesta, tot din rațiuni sociale vorbim. Dumnezeu l-a tolerat, dar observăm că pe măsură ce înaintea societatea, pe măsură ce poporul lui Dumnezeu se maturizea, Dumnezeu a început să reglementeze aceste lucruri. De aceea, în Noul Testament, Iisus spune, nu, la început n-a fost așa. A fost un bărbat și o femeie. Și e bine să fie așa. Și Pavel, apropo de alcool, el spune, domnule, fiți plin de Duh. Eu am o vorbă ușor, fiți plin de spirit, nu de spirit. Adică, până la urmă, eu nu asociez prezența Duhului în viața mea cu prezența alcoolului, în cea mai mică cantitate. Adică, de ce, cum crezi că ești condus de Dumnezeu să aștepți să fii umplut de Duhul Sfânt dacă tu mai consumi cât un pahar care se mai duce la creier? Poate să stea Duhul Sfânt cu alcool? Ce mesaj îți poate da ție Duhul Sfânt? Cum te apropii de Scriptură să înțelegi profunzimea mesajului când tu ești puțin afectat de treaba aceasta?
Argumentul că Dumnezeu atunci le-a permis, de ce să nu fac și eu? Păi atunci hai să fii și poligam, să ai și sclavi, sau să fii sclav. Până în secolul al XIX-lea, oamenii justificau sclavia cu Scriptura. Că Pavel dă sfaturi, nu? Sclavii fi supuse până ca Domnului. Deci înseamnă că e de acord. Dacă mergem pe o gândire foarte literalistă și foarte exacerbată, noi astăzi am putea să interzicem scrierul lui Pavel că el hrănește sclavia. Este împotriva libertății. Nu. El a mers pe ideea că biserica nu trebuie să strice ordinea socială. Dar au fost date niște principii care au schimbat starea de lucruri. Că un stăpân de sclav care era creștin se purta frumos cu sclavii și ți era drag să fii la stăpâna. E, așa și cu acul. Sfatul meu este că după ce, cum cunoaștem oamenii, să fim serioși. Câți oameni își păstrează abstinența dacă consumă un pahar? Un pahar la cât timp consumi? Și, dar de ce consuma? De ce oamenii... Bine, întrebarea a fost pusă în sensul că interlocutorul nu e de acord cu alcoolul și de acord. Da. Da, și îl felicit pentru întrebarea asta. Adică, domnule, unde scrie că tolera Dumnezeu alcool? Nu, a tolerat. Aici, clar. Sau că se putea bea consuma. Biblia e clar, adică nu putem să fim necinstiți cu Biblia, e clară. Dar Dumnezeu nu și-a dorit neapărat așa. El pur și simplu era lucruri mai grave de care s-a ocupat Dumnezeu. Dumnezeu nu putea aduce Evanghelia așa, toată lumina și toate reformele odată. Hai să fim serioși, nu putem. În viața unui om, reformele sau se schimbă treptat. Dumnezeu în zeci de ani îl schimbă pe un om. În zeci de ani de zile. Erau lucruri mai grave, idolatrie, homosexualitate. Erau lucruri grave care se întâmplau în popor. Mai greu decât asta. Adică, hai să fim serioși, dacă am cântărit din punct de vedere moral, mai grea este bârfa, că Dumnezeu a spus foarte clar să nu umbli cu bârfele în poporul tău. Adică Dumnezeu a dorit ca etapizat sau treptat să meargă până când poporul ajungea la o treaptă mai sus. Ori acum nici cineva își mai pune problema că, domnule, aș vrea să beau alcool. Domnule, chiar nu îți dai seama ce rost are. De ce ai negociat cu Dumnezeu și vreau să beau și eu, de ce să beau? Nu mă interesează. De aceea, eu nu cred că această prezență a alcoolului în timpurile biblice ar fi o justificare, un argument pentru folosirea actuală a alcoolului. Nu. Iob, capitolul 1, versetul 6, are legătură cu ce ai răspuns tu. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Ești întrebat, cine sunt fiii lui Dumnezeu? Părerea mea este că sunt nu sunt îngeri aici, ci sunt reprezentați de pe alte planete locuite. De ce spun acest lucru? Pentru că nu întâlnesc în dreptul îngerilor fiului lui Dumnezeu. Nu mă poate convinge nimeni de lucrul ăsta. Și Satana, odată cu căderea lui Adam, el a cumva și-a asumat locul lui Adam de cumva primul întâi stătător al pământului. Și eu cred că Dumnezeu are un consiliu al cerului, adică când a creat atâta ființe inteligente, nu conduce ca un monarh absolut, arbitrar, nu. E un consiliu al cerului. E un sfat al străjerilor, de care citim în cartea lui Daniel. Și Satana vine acolo, deși el a fost aruncat din cer, dar vine acum în calitate de reprezentant al pământului, al planetei Pământ, nu că mai avea acces în ceruri așa, el a fost alungat. În acest context vine cu acest lucru. Dar nu... Eu așa gândesc acum, nu oblig pe nimeni să accepte punctul meu de vedere. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră este în direct, așa că ne puteți scrie întrebările dumneavoastră la numărul 0751400300. Marius Apocalipsa 11, versetele 3 și 4. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în sac 1260 de zile și versetul 4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Cine sunt cei doi martori, cei doi măslini și ți se oferă cumva și o variantă să fie oare Ilie și Enoch? Nu, trebuie să luăm aceste, sunt expresii pe care trebuie să le luăm și să le găsim, de exemplu, ca să putem să identificăm.
De exemplu, avem în versetul 6 5. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Ei au putere să închide cerul ca să nu cadă ploaie. Sunt două afirmații care fac trimitere la Ilie. Da? Pentru că Ilie, în vremea sa, a făcut acest lucru. Atunci când au venit cetele de israeliți să-l prindă, foc i-a mistuit, da? Și apoi el a spus, domnule, nu va cădea ploaie decât pe cuvântul meu. Da? Și asta este, au putere să prefacă apele în sânge, să lovească pământul, e o aluzie la Moise. Da? Acum cei doi profeți, Moise și Ilie, i-au apărut și pe muntele schimbării la față cu Hristos, da? În ce măsură ei, de ce acești doi martori îți fac aluzie la Moise și Ilie? Clar că nu sunt ei. Ei nu sunt. Ci vorbim de ce au reprezentat ei. Și sunt e o teorie care ar fi cumva poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului, pentru că el cumva Moise ar fi simbolul celor ce au murit și vor fi înviați, Ilie simbolul celor ce au vărcusat moartea. Nu vărcusat moartea, dar totuși ideea este că ei vor fi omorâți 3 zile. În același timp, o altă idee și mi se pare mult mai potrivită, dar, repet, nu este definitivă. Este că cei doi reprezintă cumva cuvântul lui Dumnezeu. Da. Faptul că cei doi martori, găsim doi martori și în cartea lui Zaharia, doi unși ai Domnului. Da? Îl găsim pe Zorobabel, care era regele, și îl găsim pe Iosua, marele preot. În Israel avem totdeauna doi unși. Preotul sau marele preot și regele. Dacă ne gândim la acest lucru, Hristos însuși este rege și împărat. Este unsul. Hristos, asta înseamnă, sau Mașia. E unsul prin excelență, da? Pentru că cei doi erau tipuri ale lui Hristos. Și dacă vorbim de unși, eu aș merge pe ideea că aici vorbim mai degrabă de cuvântul lui Dumnezeu, de Scriptură. Da, care 1200, adică în perioada medievală a prepovedit sac și cenușă, adică acești martori. Acum, de ce sunt doi? Unii spun că în Noul, Vechiul Testament, eu n-aș merge pe împărțirea aceasta, ci mai degrabă de ideea de credibilitate. Să fie doi sau trei martori, găsim principiul. În sensul acesta. Nu neapărat de număr doi. În acest context, și au fost omorâți. Au fost omorâți, dacă ne gândim la momentul Revoluției franceze, când a fost instalată zeița rațiunii și au ars realmente scripturile. Iar după 3 ani și jumătate, și-au dat seama că au făcut o mare greșeală, pentru că era haos în Franța. Era haos realmente și au redeschis drumul scripturii în țară, pentru că altfel nu se putea. Și de atunci a fost drumul, mă rog, dezvoltarea societăților biblice în toată Europa. Eu merg pe ideea de cuvânt al lui Dumnezeu. Acum sunt, ești, v-am spus, teoria care spune că se referă la poporul lui Dumnezeu în vremea sfârșitului, dar nu mi se leagă, pentru că aceștia vor fi omorâți. În vremea sfârșitului, poporul lui Dumnezeu nu va fi omorât decât o parte din el. Pe când martorii vor fi amândoi omorâți. Da. Unde găsim scris că adâncul unde va fi legat diavolul este pământul? Definiția adâncului e foarte complicată în Biblie. Întâlnim în Geneza prima dată, când spune că peste fața adâncului erau, mă rog, tăhom, adâncul, pământul era pustiu și gol. Apele sunt numite adânc, nu mă trimite în adânc. Iona a fost în adânc, da? Când vorbim de adânc, este, de regulă, nu e o zonă neapărat închisă, e o zonă nelocuită, adâncul. O zonă inaccesibilă omului și care este incompatibilă cu suflarea de viață, în sensul acesta. Întâlnim și ideea în Noul Testament, când îngerii lucrau pe Hristos, nu ne trimite în adânc. Eu cred că se referă și la Apocalipsa 20. Păi nu știu, și nu știu asta, nu, dar fac o trecere vista. Face trecere vista, da. Pentru a ajunge și aici. Și acum, dacă îngerii, demonii rugau pe Hristos, nu ne trimite în adânc, și a trimis niște porci și porcii au răbesit în apă. Unde se trimite în adânc? Este un loc care sunt închiși,
Dacă mergem pe această variantă... E și Iuda. Până la Iuda. Trebuie să vedem cumva. Uh-huh. Pentru că vorbim de 2 Petru, unde spune dacă n-a curțat Dumnezeu pe îngerii care l-au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc. Acum, dacă adâncul este un loc și i-a aruncat în adânc, înseamnă că îngerii cei răi nu mai sunt prezenți printre noi. Asta înseamnă? Atunci, dacă nu mai sunt prezenți printre noi, cine erau duhurile care, demonii care intrau în oameni? Unii spun că ar fi fost duhurile rele, ale oamenilor morți. Nu merge. Observăm, de aceea, dacă sunt aruncați în adânc, în raport cu ce? Cu locul de unde au fost aruncați. Adică vorbim de o treaptă inferioară? Da, și de un loc în care ei nu mai pot face prea mult. Sau vorbim despre o metaforă care să sublinieze căderea lor. Adâncul este un loc al inactivității, este un loc în care nu mai poți influența foarte mult. E un loc, stai așa, e un loc fizic? Sau vorbim poate aici, fi o stare. Sau vorbim de poate fi simbolistică? Și o stare, pentru că asta este foarte complicată situația. Din partea mea nu este doar cu un iad undeva, că repet, dacă este un loc în care sunt închiși acolo, îngerii, Iuda spune, sunt aruncați, legați în adânc cu lanțuri veșnice. Pe atunci, întrebarea mea este cine ispitește pe oameni? Cine erau legiunile care intrau în oameni în timpul lui Iisus? Din cine erau formați acei demoni? Cine erau acei demoni? O parte sunt legați? Păi, dar pe ce criterii o parte dintre îngeri sunt legați și o parte sunt slobozi? Nu. E clar că nu. Mm-hmm. Nu. Aici trebuie să fim consecvenți. De aceea adâncul este mai degrabă și în cartea Apocalipsa este momentul când oamenii nu vor mai fi prezenți pe pământ în viață, astfel încât Lucifer nu va avea pe cine să ispitească. Adică stai și când a fost aruncați în adânc, atunci la început îngerii nu era niciun om creat când au fost aruncați. Și n-aveau în ceruri, îi ispiteau pe ceilalți confrați, îngerii confrați. Dacă n-au fost aruncați pe pământ, era un adânc. Nu aveau pe cine să ispitească. Și la fel va fi acum când găsim în Apocalipsa 20, când spune că nu, pur și simplu era adânc, nu era nimeni, adică toți au murit. Apoi, de fapt, toți erau cei înviați la prima la a doua venire, ridicați la ceruri și timp de 1000 de ani a fost liniște. Timp în care Satana n-a avut pe cine să-i ispitească. Acela este adâncul. E cel mai greu lucru pentru el, pentru că a fost singura lui grijă cât a fost pe pământ de mii de ani să-i ispitească pe oameni ca să-i pierdă. Al plan n-a avut. Minutul 48. Mai putem prinde. Ține de tine. Ultima săptămână a lucrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Telespectatorul nostru susține că ar lipsi în Biblia de studiu, pe care și noi am prezentat-o acum mult timp, ar lipsi ziua de miercuri. Întrebarea pentru tine este aceasta. Domnul Iisus Hristos nu a avut activitate în această zi? Dacă nu este așa, ce lucrări ale Domnului pot fi încadrate în această zi? Păi nu știu, acum știți cum este... Miercuri a fost acolo, numai că nu este relatat, adică nu, în Evanghelii sunt relatate numai acele lucruri care au avut semnificație profundă. Dacă ne uităm în Ioan 21, ni se spune că au fost făcute și multe alte lucruri care nu au fost scrise și nu ar încăpea cărțile să scrie de multe minuni și alte învățături, dar dacă n-a fost ceva semnificativ pentru ziua de miercuri, nu văd de ce ar fi înregistrat neapărat. Nu, pentru ea n-are relevanță faptul că lipsește vreo activitate. Era acolo, era cu ucenici, era cu... E joi seara. Doar practic. Că n-a fost consemnat. Da. Da. Altă întrebare, dacă Biblia nu este un manual nici de istorie, geografie, literatură, filozofie, religie, sănătate, chiar dacă ea conține niște elemente din aceste domenii, cum procedăm în continuare? Ce cărți să citim pentru a împlini nevoia de construire a valorilor, principiilor, cunoaștere sau cultură generală și specifică? Alegem acele elemente, le analizăm, le dezvoltăm și construim pe ele în continuare? Ne puteți indica niște resurse? Este foarte clar că Biblia nu are ca scop, sau Dumnezeu nu a avut ca scop să facă din Biblie un manual infailibil pentru orice disciplină din științe.
Adică nu este un manual de astronomie, pentru că limbajul din Biblie este unul fenomenologic, adică așa cum percepeau oamenii, da, soarele apune, răsare, nu este un manual de matematică, sunt măsurători aproximative la un moment dat când avem dimensiuni. Biblia a fost dată pentru scopuri practice, un mesaj spiritual din partea lui Dumnezeu. Dacă avem nevoie să... sau nu este un manual de istorie în principiu, deși e și istorie și este istorie reală, dar nu își propune să-ți dea detalii din toate aspectele istorice, nici chiar din viața poporului Israel, ci lucrurile semnificative. De aceea, cine vrea informații suplimentare, pot să găsească surse în alte, și în alte părți. Adică, ideea de sola scriptura nu înseamnă că nu mai putem studia și alte lucruri. Da. Cu specificația, și aici vreau să fiu bineînțeles, ca atunci când vorbim despre chestiuni care țin de partea aceasta de cosmologie, care țin de ideea creației, de relația cu Dumnezeu, să nu alterăm aceste învățături foarte clare din punct de vedere biblic de alte perspective seculare, să spunem agnostice, ateiste, și aici trebuie să fim foarte atenți. Dar în rest putem, dacă ne place cumva geometria, putem să facem geometrie, sau ne place geografie, să studiem. Dar nu putem să spunem că Biblia epuizează aceste domenii, nici pe departe. Are un alt scop Biblia. Ci Biblia este o istorie a poporului Dumnezeu, nu este o istorie a lumii. Marius, îți mulțumesc mult. Mă bucur că ai fost plăcerea mea. Alături de noi. N-am vorbit înainte de emisiune, așa că sper să ne revedem. Sigur. Joia viitoare. Sigur. Pentru o continuare, pentru că avem întrebări. Îți doresc multă sănătate. Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați transmis. Vă dau